Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetul Marmației au descoperit în urma unei acțiuni desfășurate pe linia combaterii contrabandei cu țigări, în zona de competență, aproximativ 8.000 pachete cu țigări de proveniență ucrainiană, ce urmau să fie comercializate pe Piața Neagră din zonă. Țigările în valoare totală de 93.483 lei au fost ridicate în vederea confiscării, iar în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă și trecere frauduloasă a frontierei de stat. În data de 12 septembrie, la nivelul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava a fost declanșată o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigări în zona de responsabilitate. Astfel, un echipaj al Poliției de Frontieră a observat un grup de persoane care transporta de la frontiera de stat spre localitatea Falcău mai multe colete voluminoase. Imediat, colegii noștri au acționat pentru reținerea celor în cauză, iar în momentul în care bărbații au observat echipajul Poliției de Frontieră, au abandonat coletele și au fugit în pădure. Deoarece persoanele în cauză nu s-au supus somațiilor legale prin voce, polițiștii de frontieră au tras 6 focuri de avertisment în plan vertical, cu respectarea prevederilor legale, însă nici de această dată cei în cauză nu s-au oprit. Imediat au fost anunțate și autoritățile ucrainiene despre caz în vederea cercetării în comun a evenimentului de frontieră. La fața locului au fost descoperite 16 colete cu țigări de proveniență ucrainiană, care au fost transportate la sediul serviciului, unde în urma inventarierii a rezultat cantitatea de 7.990 pachete cu țigări de proveniență ucrainiană. Țigările în valoare de 93.483 lei au fost ridicate în vederea confiscării, iar în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă și trecere frauduloasă a frontierei de stat, la final urmând a se lua măsurile legale ce se impun.